Dumneavoastră, cum credeți? Republica Moldova trebuie să rămână un stat neutru sau nu? Păi eu niciodată nu a fost neutru. Da, de acord, vă referiți la Transnistria. Nu, unde orice nu a fost neutru. Stat neutru nu poate fi. Dar este Elveția care e un stat destul de neutru. Da, da, acolo așa e de seama ta, de seama mie, nu? De-am acasă și uniformă. Corect. Și lista și cum i-a sunat, i-a pus arma pe umăr și s-a dus. Dar cum credeți, în Republica Moldova e posibil așa ceva? Nu, pentru noi sunt ceapăm și ca unul pe altul. Dar despre posibilă aderare la NATO? Poate să adere. Sunteți de acord? Da. Iată, aici este o petiție despre aderare la NATO, în care cerem armată profesionistă, care ești rezerviști pregătiți, să fim și noi pregătiți, dar și în același timp să fim și cu parte componentă a NATO. Cultura militară a Republicii Moldova trebuie să fie schimbată, să facem participare în antrenamente militare onorabile, interesantă, sportivă, patriotică, socială. Cum apare această petiție? Ar fi bine Am ocurs să răspund eu ție. Eu, ca bivший inginer podpolkovnik авиапрома Советской армии, și пот спокой. Ну что, после после сейчас до кого-то все думал, то одно от него в тебя спокой. Я вам спону на, что нас спой боец есть. Ну, хотерес. А если, да как хотерас, как сей, как хотерес, к Молдова с чьей НАТО. Апсхи. Слышь, здорово, че порядок весь здесь под неутралитет Молдова? Иван Михайлов, вырвешь. Trebuie să fim neutri sau trebuie să aderăm la un bloc militar pentru situația din jur. Neutri, da? Sigur. Credeți că armata națională este pregătită? Nu. Dar ce soluție aveți dumneavoastră pentru a, nu știu, a crește armata, a dezvolta? Avem nevoie de pregătire de treabă și crește. Sigur. Probleme în președință. Sigur, da. Dar, spuneți-vă, rog, așa întrebare nu-ți hotărăși, să spunem, în Provan sau... Păi da, corect. Trebuie 10 de ani. La moment, fășitare, noi ne aflăm în țara noastră. Deci, în NATO, credeți că e NATO? Nu, nu, într-un caz. Asta e, bine, nu, n-ați ne-a ducut nimic. Eu așa gândesc părerea mea că o să aduc armamente, tot noi ascultăm și noi să morim aici. Dar eu să stăi sus și o să urmărească. Dumneavoastră că trebuie să fie neutri, dar trebuie armata noastră. Sigur. Uitați, noi aveam o scrisoare cu neutralitate la nivel elvețian. Cunoașteți elveția, este țară mică prioră, dar nu este țară europeană, nici nu. Scrisoare dată o trimitem la frunte de sus, stați miniști, prin care spunem și cerem o armată profesionistă cu carieriști și tehnică, rezerviști pregătiți, tineretul pregătit, cultura militară în general să fie pregătită, o populație antrenată și în armată, și, de exemplu, punctul 6 ar fi armament care nu se poate via dus la noi în țară sau să fie în fabrice la noi în Moldova. Ce părere aveți despre asta? Scrisoarea dată și despre punctul. Da, da, da. Eu gândesc așa că, în primul și în primul rând, țara noastră nu e gata să facă față la nimic. Asta este tot cu cât. În al doilea rând, în caz de război, credeți-mă că noi ar trebui să stăm cu mâinile în jos, dar să fim siguri că pașnici să fim. Nu că nu luptăm cu nimic, noi nu avem așa putere, sigur, nu avem fructat. Dar spuneți, rog, ar trebui să implementăm acest lucru, doar sigur. Dumneavoastră personal acționau asta, uși și soare. Ce părere aveți despre neutralitatea Republicii Moldova? Dacă credeți că trebuie să o menținem sau trebuie să... Ne alăturăm pe un bloc militar NATO. Ce mă stați mnenie людей по поводу нейтралитета Республики Молдова? Он нам нужен или не нужен? Как вы считаете? Если честно, я просто вам скажу, что я против нынешнего правительства. Но мы не по правительству спрашиваем, нам это не интересно, мы именно пора военный нейтралитет Республики Молдовы. Он нам нужен или нам лучше к чему-то присоединиться к восточному, к западному, как это лучше, как вы считаете? Конечно, сколько лет здесь я живу, и для меня Молдова, чтобы существовала как самостоятельное государство. То есть вы за нейтралитет? За нейтралитет, конечно. У нас тут есть петиция, в которой мы просим наших депутатов, чтобы у нас в Молдавии был нейтралитет, как у Швеции. Чтобы у нас были хорошие армии, с хорошими техникой, хорошо подготовленные солдаты. Молодежь, чтобы тоже была... То есть, чтобы армия была что-то интереснее, а не как у нас сейчас.
те, которые заставляют. Чтобы, еще один очень важный пункт, чтобы она не была обязательной. Я иду туда, где кто хотят. И, конечно, может откроются какие-то заводы по производству муниций. Это поможет нам и экономически, и мы не будем зависеть от других стран. Мы сможем сами себе обеспечить. Как вы думаете, это хорошо или нет для нас? Думаю, да. Вы бы подписали такую петицию? Подпишу. Молдова требует требования, что мы ему стать не он, все. Генерал сфачу армат, и мой интересант, что он фи облигаторий. За фактом, что он говорит, по плате интернатов в армате, армата, армамент, как он платит фи по радио сэнтации, по облигаторию до Молдова. И интерпрендит приватник, как он спарит часто петиции, а фи бу на сауну?